Tânărul Elihu apare în cadru într-un mod total neașteptat. Până în capitolul 32, nici n-am știut că el este prezent la discuție. Până în capitolul 32 am văzut o confruntare din ce în ce mai agitată între Iov și prietenii săi legat de problema suferinței. Pentru că e adevărat, suferința doare, iar problema suferinței te poate destabiliza. După ce Iov și cei trei prieteni au epuizat tot ce au avut de spus, capitolul 32 ne prezintă un tânăr care era acolo, care fusese atent la tot ce se întâmplase. Astfel că în capitolul 32, cu care începe pasajul nostru de astăzi, Elihu ni se prezintă. Și ni se prezintă în felul următor. Elihu s-a mâniat. S-a mâniat pentru că Iov se îndreptățea pe sine înaintea lui Dumnezeu. S-a mâniat și pe cei trei prieteni al lui Iov, pentru că aceștia nu mai aveau niciun răspuns și totuși îl condamnau pe Iov. Deși tânăr, spune el în versetul 8, există un duh nou în om, suflarea celui atotputernic care îi dă pricepere. Nu vârsta te face înțelept, nu bătrânețea te face să înțelegi ce este drept. În alte cuvinte, tinerețea nu este sinonimă cu lipsa de înțelepciune. Sau cum spunea cineva, înțelepciunea vine de obicei odată cu bătrânețea. Alteori, bătrânețea vine singură. Deși tânăr, este modest, își cunoaște locul, spune el mai departe. M-am ferit și m-am temut să vă spun părerea mea. Mi-am zis să vorbească zilele și mulțimea anilor să reveleze înțelepciunea. Vedem că deși tânăr, este modest, smerenia este un ingredient necesar căutării și manifestării înțelepciunii. Dar pentru că se simte ca niște burdufuri noi, gata să pleznească, Elihu alege să intervină și spune în versul 20, voi vorbi ca să găsesc ușurare, îmi voi deschide gura și voi răspunde. Alege să intervină, abordând dialogul din altă perspectivă. Versul 14, el, Iov, nu și-a îndreptat cuvintele împotriva mea, zice Elihu, și nu-i voi răspunde folosind cuvântările voastre. Adică, capitolul 32, Elihu, aflat sub presiunea direcției dezbaterii, alege să intervină abordând problema sau dialogul dintr-o altă perspectivă. Acesta este capitolul 32. Ni se prezintă și ne spune ce are de gând. Apoi, capitolul 33. În capitolul 33, Elihu își prezintă teza. Și anume, suferința este menită să șlefuiască, să îndrepte, să formeze caracterul. Astfel că, în capitolul 33, el argumentează acest aspect sau această perspectivă asupra suferinței. De aceea citim astfel de cuvinte în gura lui Elihu, versul 13. De ce te cerți cu el? Pentru că nu răspunde la toate cuvintele omului. Căci Dumnezeu vorbește într-un fel sau în două feluri, dar omul nu ține cont. Și apoi, Elihu ne arată care sunt cele două feluri în care Dumnezeu vorbește omului. 1, versul 15. Într-un vis, Dumnezeu vorbește într-un vis, într-o vedenie de noapte, când oamenii sunt cuprinși de un somn adânc, când ei dorm în patul lor, atunci el deschide urechea oamenilor și pecetluiește mustrarea cu privire la ei, ca să-l întoarcă pe om de la faptele lui și să-l ferească de mândrie, să-i cruțe sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Deci Elihu spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, într-un fel sau în două feluri. Un fel de a vorbi este prin vise, prin vedenile de noapte. Să nu uităm, Scriptura nu era încă scrisă, pusă înaintea poporului, a copiilor lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu, un mod de a vorbi este acesta, prin vise, prin vedenile de noapte, spune Elihu. Și al doilea mod,
ci se apropie de teza lui, este următorul, versul 19. El, omul, este mustrat pe un pat al durerii, cu o luptă continuă în oase. Și citiți mai departe capitolul 33 și vedem scopul pentru care Dumnezeu vorbește prin suferință, prin durere. Versetul 30. Pentru a-i aduce înapoi sufletul din groapă ca să fie luminat cu lumina vieții. Deci în capitolul 33 Elihu își prezintă teza. Suferința este menită să îndrepte, să șlefuiască, să formeze caracterul. Suferința are un sens al ei. Elihu șternă de anunțat teza, în capitolul 33, și Iov nu răspunde, Iov tace. Așa că Elihu continuă cu aplicația tezei. A, Iov, nu spui nimic. Ok. Atunci, să-ți spun eu ce urmează. Și de la capitolele 34 la 37, în esență, Elihu spune, nu intra în mijlocul suferinței, nu intra în ring cu Dumnezeu, pentru că diferența de categorie este prea mare. Nu te lua la trântă cu Dumnezeu, n-ai nicio șansă să câștigi. Iov privește foarte atent cine ești tu și cine este el. Vine suferința peste tine, cu siguranță are un sens, Dumnezeu are un scop lăsând-o peste tine. Dar nu ridica pumnul. Diferența de categorie e prea mare. Și de aceea, în aceste capitole, Elihu își argumentează acest adevăr. Și auzim expresii sau argumente de felul următor. În 34 cu 12, Dumnezeu nu comite fapte rele, ci la tot puternic nu pervertește dreptatea. Cine i-a încredințat pământul? Cine i-a supus întreaga lume? Dacă și-ar pune inima la aceasta, dacă și-ar aduna el, Dumnezeu, Duhul și suflarea, orice trup ar pieri împreună și omul s-ar întoarce în țărână. Și argumentele continuă. În capitolul 37, Elihu spune, Iov, urmărește cu atenție toate acestea, stai și cugetă la minunile lui Dumnezeu. Știi tu cum conduce Dumnezeu norii și cum face să strălucească fulgerul norului său? Știi tu cum plutesc norii? Înțelegi tu minunile celui desăvârșit în cunoaștere? Tu observi diferența între tine și el? Poți tu să întinzi cerurile ca el, dar ca o oglindă turnată? Așa că, practic, ceea ce Elihu sau intervenția lui Elihu strânsă la oaltă ar putea fi formulat așa. Suferința este menită să îndrepte, să șlefuiască, să formeze caracterul. Nu intra în ring cu Dumnezeu, pentru că diferența de categorie este prea mare. Nu te lua la harță cu el, n-ai nicio șansă. În esență, aceasta este cuvântarea lui Elihu întinsă pe atâtea capitole. Bun. Și care ar fi câteva aplicații pentru noi astăzi? Ce am putea învăța noi astăzi din teza lui Elihu? Haideți să ne uităm la câteva aplicații, două categorii mari de aplicații. Prima, cred că prima aplicație pe care o putem aduce înaintea noastră, extrage din cuvântarea lui Elihu, este următoarea. Recunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu. Recunoaște-o. Nu te revolta pe el când te întâlnești cu necazul sau cu nedreptatea. Căile lui sunt misterioase, deseori impenetrabile pentru înțelegerea limitată a omului. Recunoaște înțelepciunea. De ce? Din două motive. Unu, Dumnezeu nu se explică pe sine. El doar se descoperă. Dumnezeu nu se explică pe sine. El doar se descoperă pe sine. Și asta am putea o să înțelegem. Toți cei care ați crescut niște copii și le vedeți procesul creșterii, toți cei care ați lucrat cu copii și le-ați văzut procesul creșterii, cu toții știm că copilul nu poate înțelege lucrurile grele ale vieții la vârste timpurii. Mi-aduc aminte de această întâmplare în care copiii mi erau micuți și au aflat și ei că există niște bancuri. Și tati, spune-mi un banc. Și le spuneam un banc, să uitau la mine, nu înțelegeau nimic ce-i de râs acolo. Și am încercat să le explic bancurile și le-am spus, uite-te, un banc, se gândește așa, tu de fapt spui un lucru, trebuie să înțelegi altceva. S-a uitat la mine, năuciți amândoi și n-au înțeles nimic. Și atunci mi-am dat seama, este nevoie de creștere, de maturizare ca să poți înțelege bancurile în cazul lor. E bine, la fel stau lucrurile cu noi.
Câtă vreme suntem pe pământ, Dumnezeu nu ne explică toate motivele pentru care hotărăște anumite lucruri pentru viața noastră. Oricum n-am înțelege. Degeaba ni le-ar explica. Și atunci Dumnezeu nu se explică pe sine, El se descoperă pe sine. Și aceasta face diferența, dacă vă aduceți aminte de la prima noastră întâlnire în Iov, diferența între întrebarea de ce și întrebarea cum. De foarte multe ori, degeaba punem întrebarea de ce îmi faci, Doamne, una ca asta. Întrebarea aceasta nu te conduce prea departe. Și dacă ai aflat de ce, nu poți face nimic. Întrebarea importantă este cum fac față încercării prin care trec. Deci Dumnezeu nu se descoperă pe sine, nu se explică pe sine, Dumnezeu se descoperă pe sine. Un al doilea motiv pentru care merită să recunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu este acesta. Dumnezeu are în vedere un tablou mai mare decât îl putem vedea noi. Din perspectiva lui Dumnezeu, viața aceasta este pregătirea pentru viața viitoare, pentru viața veșnică. Și din nou putem înțelege și acest adevăr. Îl trăim în fiecare zi, cu toții. Îl trăim aici pe pământ. Principiul este al nostru, l-am asimilat, îl practicăm fiecare dintre noi. De ce? Pentru că funcționăm așa. Nu e așa că și noi facem sacrificii temporare pentru beneficii viitoare. Cu toții facem asta. Învățăm din greu, muncim din greu, renunțăm la confort ca să obținem ceva mai bun în viitor. Facem sacrificii azi pentru a obține ceva mâine. Asta facem fiecare. Suntem gata să suferim astăzi ca să obținem ceva ce ne dorim mâine. Și plătim prețul. Exact așa stau lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. El are în vedere un tablou mult mai mare. Și atunci, permite anumite lucruri să ne se întâmple, anumite sacrificii pe care ni le cere ca să obținem ceva mai bun mâine. Așa că Dumnezeu nu este întotdeauna previzibil în acțiunile sale, dar putem avea încredere în caracterul său. Iată un prim adevăr la prima aplicație. Dumnezeu nu este întotdeauna previzibil, nu se explică pe sine în ceea ce face, dar putem avea încredere în caracterul său, că El ne pregătește pentru niște beneficii viitoare. Încrede-te în Dumnezeu, chiar că nu înțelegi situațiile prin care treci. Iată prima aplicație. Bine, Rei, ușor de zis, dar tot doare. Când ești în suferință, tot doare. Așa este. Dar poți face altceva? Te poți revolta și pierde. Sau persevera în încredere și câștiga. Ce alegi? Te poți revolta cât vrei la suferința ce a venit peste tine și rezolvi ceva? L-ai impresionat pe Dumnezeu? L-ai intimidat pe Dumnezeu? Dintr-o dată când vede că tu te revolți, repede îți rezolvă toate lucrurile în viață? Nici vorbă. Ai o alegere de făcut. Primești, accepți încercarea cu încredere și câștigi? Sau te revolți și pierzi? Până la urmă, asta e alegerea ce avem de făcut. Așa că cel mai bine este să te pregătești în vremuri de bunăstare, în vremuri de bine, pentru vremurile când vine durerea și suferința. Ceea ce ne conduce la a doua categorie de aplicații. Sensul suferinței. Există un sens al suferinței? Dar nu înțelegem toate căile. Dumnezeu nu se explică. Am înțeles asta. Dar ceva tot știm. Niște indicatoare generale măcar tot avem. De ce ar îngădui Dumnezeu suferința peste mine? Și poate că aceste indicatoare ne pot ajuta într-adevăr să ne încredem în Dumnezeu, chiar că nu înțelegem situațiile prin care trecem. Deci, există vreun sens al suferinței? Faptul că nu cunoaștem toate scopurile bune pe care le are Dumnezeu cu durerea și suferința, nu înseamnă că ele nu există. În Iov 36:15 spune așa: dar pe cei suferinzi, El îi scapă prin suferința lor.
și le vorbește prin asuprire. Adică suferința face, rezolvă suferința. Dumnezeu se folosește de suferința lor ca să-i scape. Cei suferinți sunt scăpați tocmai prin suferința îngăduită peste ei. Pentru că suferința aceea are un sens, are câteva beneficii. Până la urmă, Dumnezeu este nevoit să rezolve problema suferinței prin suferință. Neascultarea lui Adam a născut suferința. Suferința n-a fost designul lui Dumnezeu. El nu a vrut-o și pentru simplul fapt că l-a costat și pe el. Omul, prin decizia lui, a setat parametri de funcționare a vieții pe Terra. Deci suferința a devenit o parte integrantă din viață. Că îți place, că nu. Că te revolți, că o accepți. Suferința a devenit o parte integrantă din viață. Trebuie să te aștepți la durere, necazuri, suferință. Ele vin orice ai face. Dumnezeu doar încalecă parametrul numit suferință și îl strunește spre un bine viitor. Dumnezeu nu eradichează suferința, ci El o ia și o strunește ca să producă ceva bun. Pentru ca ceva să devină curat, spune legea lui Murphy, altceva trebuie să se murdărească. Și foarte adevărat. Pentru ca cineva să scape de suferința ce o resimte, trebuie altcineva să fie gata să o preia. Și atunci, care este totuși sensul suferinței? Găsim câteva indicatoare care să ne sugereze un sens al suferinței. De ce îngăduie Dumnezeu suferința peste noi? Iată 5 indicatoare de care ne putem folosi, pe care le putem rula în mintea noastră, în inima noastră, mai ales când trecem prin necaz și prin durere. Pentru că suferința cu siguranță are un sens. Nu le cunoaștem pe toate, dar câteva le putem descoperi în Scriptură și în viață. Un prim sens al suferinței, ea dezvoltă o perspectivă eternă. Petru spune foarte clar în 1 Petru capitolul 5 cu 10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. El v-a chemat la slava sa veșnică. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși suferind, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Suferința este o unealtă care îți dezvoltă o perspectivă eternă. De fapt, suferința de pe pământ îți menține atenția trează, cultivă perspectiva eternității, pentru că atunci când suferi aici, ți-e greu. Te gândești că vine o vreme când suferința nu va mai fi. Te uiți în viitor și abia aștepți vremea aceea a eliberării. Suferința pe pământ îți menține atenția trează. Tot așa cum eliminarea durerii fizice când te rănești ar fi o mare cruzime din partea lui Dumnezeu, dacă noi nu ne-ar durea când ne facem rău fizic, ne-am răni și ne-am omorâ singuri. Pentru că n-am simțit durerea care să ne facă să evităm răul respectiv. Tot așa cum eliminarea durerii fizice când te rănești ar fi o mare cruzime din partea lui Dumnezeu, eliminarea suferinței ar fi cea mai mare cruzime posibilă. Pentru că o viață fără durere ne-ar conduce la complacere în păcat. Dacă tu păcătuiești și nu vin consecințele, tu nu știi că e rău. Păcatul n-ar avea consecințe și am fi pierdut pentru veșnicie. De aceea, eliminarea suferinței ar putea fi cea mai mare cruzime posibilă. De aceea, suferința de pe pământ îți ține atenția trează. O viață pământească perfect fericită ne-ar face bine câțiva ani și rău o veșnicie. Suferința creează niște conexiuni cu cerul. Iată un prim sens al suferinței pe care îl găsim în Scripturi. Un al doilea sens al suferinței, un al doilea indicator, are de-a face cu pocăința, cu îndreptarea. Suferința poate duce la pocăință, la îndreptare. În Evrei 12, Scriptura spune, Fiul meu,
Nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de El, căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferința, durerea, este o unealtă care duce la îndreptare, la pocăință. Anumite comportamente sunt greșite și au consecințe fizice și morale. Lucrurile care rănesc, instruiesc, spunea Benjamin Franklin. Acum, am spus acolo, poate conduce la pocăință și îndreptare. Pentru că departe de mine gândul că suferința purifică întotdeauna. Uneori te înrăiește. Și totuși, din experiența de viață, cei mai vocali și violenți contestatari al lui Dumnezeu nu sunt cei care suferă efectiv, ci cei care se uită la cei care suferă. Spectatorii sunt mai revoltați decât jucătorii și asta îmi pare mie mai revoltător. Uitați-vă la cei mai acizi contestatari al lui Dumnezeu. N-au suferit deloc. Ei se uită la suferința altora și se iau la harță cu Dumnezeu. Pe când greu vei găsi oameni suferinți care să fie și mari sceptici. Pentru că, de fapt, cei mai mari suferinți ai omenirii au produs cele mai strălucitoare exemple de credință. Iar Tolstoi spunea, datorită celor care au suferit, lumea a progresat. Poate duce la pocăință, la îndreptare. Un al treilea sens al suferinței, cum îl găsim în Scripturi și în viață, are de-a face cu caracterul. Dezvoltă caracterul. Suferința fizică este necesară într-o anumită măsură pentru a dezvolta caracterul. Elihu chiar sugerează că suferința este un proces de rafinare și instruire morală. Un proces care să formeze oameni maturi, nu copii răsfățați. Dacă vreți, în alte cuvinte, Elihu spune următorul lucru. Adversitățile sunt pentru suflet, ceea ce exercițiile fizice sunt pentru trup. Necazurile sunt oportunități de creștere. Solidaritatea nu poate fi experimentată fără suferință, pentru că suferința îi strânge pe oameni la oaltă. Nici răbdarea nu poate fi experimentată fără necazuri. Cum știi că ești răbdător dacă nu ai parte de niciun necaz? Curajul nu se formează în absența fricii, iar rezistența vine doar în urma greutăților. Cum știi că ești rezistent dacă n-ai trecut prin nicio greutate? Astfel că am putea spune crucile, între ghilimele, greutățile, crucile sunt treptele ce duc spre cer. Schilodește-l și vei avea un Sir Walter Scott, un mare scriitor scoțian. Crește-l în sărăcie, Lucie, și vei avea un Abraham Lincoln. Surzește-l și vei avea un Ludwig von Beethoven. Paralizează-l și vei avea un Franklin Roosevelt. Numește-l retardat și vei avea un Albert Einstein. Și lista poate continua. Crucile acestor oameni au fost treptele care i-au înălțat. Pentru că necazurile sunt oportunități de creștere. Unii se folosesc de ele, alții ba. Uneori, Dumnezeu trebuie să ne ia ce avem ca să ne poată da ceea ce avem nevoie. Dumnezeu le-a luat acestora de mai înainte câte ceva. Și aceștia au crescut, au primit ce aveau nevoie. Dumnezeu a făcut același lucru cu Pavel și tare cred că îl face și cu noi. În 2 Corinteni 12, Pavel povestește despre faptul că a fost răpit la al treilea cer și a văzut acolo niște lucruri pe care nu le poate exprima. Și ascultați ce spune Pavel. Pentru că uneori Dumnezeu trebuie să ne ia ceea ce avem. De aceea, spune Pavel, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un țepuș în carne, un mesager al lui Satan, care să mă lovească și astfel să nu mă îngânf. În alte cuvinte, Dumnezeu mi-a luat sănătatea
ca să-mi dea ce am nevoie, smerenie. De 3 ori l-am rugat, le-am cerut Domnului să-l depărteze de la mine, dar el mi-a zis, harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. Sensul suferinței are de-a face și cu dezvoltarea caracterului. 4. Un al patrulea indicator al suferinței are de-a face cu credința. Rafinează suferința, rafinează credința, convingerile, loialitatea pe care o ai față de Dumnezeu. Și eu vă este exemplul suprem. Când adversarul discută cu Dumnezeu, degeaba se teme Iov de tine? Tu crezi că chiar crede în tine? Chiar îți este loial? Chiar crezi asta? Păi numai bine ai făcut. Atinge-te de el și de tot ce are. Și sunt încredințat, sunt sigur că te va blestema în față. E bine, Iov n-a făcut-o. Credința poate fi rafinată când este pusă la încercare. Suferința permisă asupra lui Iov i-a decantat credința și a cântărit loialitatea față de Dumnezeu. Cum se întâmplă asta? Suferința îți dă ocazia de a-L onora pe Dumnezeu. Cum ar fi să privim din perspectiva aceasta? Suferința îți dă ocazia de a-L onora pe Dumnezeu. Suferința poate fi o încredere ce ți se acordă. Cred că Dumnezeu nu dă suferința oricui. Eu cred că Dumnezeu o lasă peste unii pentru că le acordă încredere. Adică Dumnezeu te vede în stare să o poți purta. Te vede în stare să îi aduci cinste prin modul în care îți porți suferința. Pavel spune în 1 Corinteni 4:9 că-și parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă niște osândiți la moarte. Fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem o priveliște pentru îngeri și oameni, pentru lume. Uneori Dumnezeu îți încredințează o suferință ca să vadă cum te comporți, ce priveliște ești tu. Orice dar sau abilitate ce avem este dovada încrederii ce ne-a arătat-o Dumnezeu. Iar El se așteaptă să-L onorăm cu ea. Din partea unui om care s-a încredințat darul cântatului, se așteaptă ca el să cânte. Unui om căruia i s-a încredințat darul de a face bani, îi se va cere socoteala de cum i-a folosit. La fel să lucrurile și cu suferința. Dumnezeu ne acordă încrederea de a suferi suferința. Așa că El așteaptă ca noi să-L onorăm prin modul în care o purtăm. Și când privești așa, s-ar putea să găsești motivația. Trec prin niște greutăți insuportabile. Dar cum trec prin ele? Ce văd cei de lângă mine? Cum ridic pumnul și mă revolt și vorbesc urât? Sau îmi port suferința, sau îmi sufăr suferința cu demnitate? Sunt o priveliște pentru cei de lângă mine. Și modul în care îmi port eu suferința spune... Vorbește. Dumnezeu folosește uneori suferința ca să creeze o platformă de unde El să poată vorbi prin tine, să poată ilustra altora ce înseamnă credința. Se folosește de suferința de peste tine ca să-și facă o lucrare de mântuire prin exemplul tău de comportament în mijlocul suferinței. Pavel o spune în 2 Corinteni, capitolul 2. Mulțumiri fie adus lui Dumnezeu care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Uneori suferința, modul cum treci prin ea, onorabil, răspândește mireasma cunoștinței Lui. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu, spune Pavel, o mireasma lui Hristos. Printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Adică modul cum ne ducem suferința, de exemplu, aplicat la tema noastră, este o mireasmă, este o declarație a cunoștinței tale, a credinței tale în Hristos. Și pentru cei mântuiți și pentru cei pierduți. Suferința ta îi dă ocazia lui Dumnezeu să-și reverse harul peste alții, să te folosească pe tine ca exemplu și mărturie în favoarea credinței în Hristos.
în felul acesta îți rafinează credința. Te încurajează la încredere în Dumnezeu. Încrederea este ancora. În vremuri de întuneric, când sistemele de navigație sunt compromise, dacă nu ți arunci ancora adânc în ocean, vei fi dus în derivă. Nu e așa? Ancora se aruncă întotdeauna în afara vasului, ca să se împlânte în ceva stabil. Exact la fel s-au lucrat și în viață. Ancora vieții nu se aruncă înăuntrul nostru, ci în afara noastră, în Hristos. Așa că încrede-te în El în timpul întunericului. Și asta îți rafinează credința. Încrede-te în El în timpul întunericului, pentru că harul și promisiunile Lui sunt făcute tocmai pentru astfel de zile. Sentimentul că Dumnezeu este ascuns sau întors cu spatele la tine este important. Acolo, în ascunderea sa, Dumnezeu plănuiește ceva. Incertitudinea are un rost. Există un bine în a nu ști de ce. Este o ocazie unică pentru creștere, pentru că te frămânți, pentru că pui întrebări, pentru că stai aproape lângă oameni, pentru că alții te caută. Suferința este o ocazie unică pentru creștere. E bine, există un bine în a nu ști. Și un al cincilea sens al suferinței, indicator dacă doriți, suferința diversifică și aprofundează relațiile în care ne aflăm. Nu e așa? Când un om suferă, ne face mai mult timp pentru el. Îl căutăm, îl sunăm, vrem să-i facem bine, îi facem diferite servicii. Când un om suferă, alocăm timp pentru omul care suferă. Dacă eram deja prieteni, relația se aprofundează, adăugând acest element nou în relație. Ea devine mai profundă. Dacă nu eram prieteni, o nouă relație, o nouă apropiere se formează și aduce binecuvântare. Așa că un al cincilea sens al suferinței are de face cu relațiile dintre noi. Le aprofundează și le diversifică. Creează solidaritate. Câteva sensuri cunoscute ale suferinței, cu siguranță sunt și altele pe care nu le pricepem încă. Așa că, ca o mică concluzie, nu te teme de suferință. Când Dumnezeu pare mai absent ca oricând, atunci El face de fapt cea mai importantă lucrare în noi. Când Dumnezeu a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, El nu a continuat cu, și tu mă vei simți aproape întotdeauna. Nu. El a promis, nici de cum n-am să te las și cu niciun chip nu te voi părăsi. Dar nu a promis că îl vei simți aproape întotdeauna. Și de multe ori nu-l simțim, dar asta ne formează. Și am observat un lucru în viață. Capacitatea omului de a suferi este semnificativ mai mare decât capacitatea omului de a se bucura. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. De exemplu, experimentezi o mare bucurie. Ține această bucurie luni de zile? Nu e așa că nu. Nu e așa că se epuizează după ceva vreme și moare în propriul ei prea mult. Dar când experimentezi un mare necaz, nu e așa că acesta poate dura ani de zile? Uneori o viață? Durerea se poate prelungi o viață întreagă și culmea, reziști, o poți duce. Aceasta înseamnă că capacitatea noastră de a îndura durerea este mai mare decât capacitatea de a ne bucura. Perioadele dificile din viață se constituie în oportunități de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Lucru care nu se poate spune despre binecuvântări. De obicei, când suntem acoperiți, copleșiți de binecuvântări, ne folosim de ele, ne gândim la noi, ne merge tare bine. Ce mai pot face cu ceea ce am, cu cât de bine merge? În schimb, perioadele dificile din viață devin oportunități de luptă, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și aș vrea să încheiem aplicația noastră
cu 7 întrebări de verificare. Sau 7 întrebări care merită să ni le punem, pe care merită să ni le punem când trecem prin suferință. Și ce trebuie să facem dacă răspunsul la una dintre ele este da? Dacă treci printr-o suferință, aceste 7 întrebări te pot direcționa, îți pot arăta pe unde te afli, răspunsul la ele. Haideți să le enumerăm pe rând. 1. Când treci printr-o suferință, sunt cumva cernut de Dumnezeu din pricina vreunui păcat? Este o întrebare de bun simț și poate merită să o pui prima. Asta imediat o știm, nu? Imediat o știm. Viața noastră nu e în regulă. Nu facem bine. Ne complacem în ceva nesănătos, într-un păcat. Și vine pedeapsa. Este prima întrebare pe care merită să ne-o punem, pentru că apoi să putem merge mai departe. Dacă răspunsul este da, cheia este pocăința. Pocăința este cheia reconcilierii cu Dumnezeu. Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 2, copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dacă suferința ta, realizezi că este urmarea unui păcat în care te complaci, pocăința conduce la reconciliere cu Dumnezeu. O a doua întrebare pe care merită să ți-o pui când suferința vine. Mă hărțuiește cumva Satan din pricină că am luat decizia să-L urmez pe Hristos? Și Doamne, câte astfel de situații am întâlnit în viață imediat sau la scurtă vreme după actul public al botezului. Mă hărțuiește Satan din pricină că am luat decizia să-L urmez pe Hristos? Ce să faci? Fă-l să-i pară rău că s-a pus cu tine. Încearcă numai să ai asta în minte, să vezi ce motivație găsești. Vrea să vadă cum reacționezi, nu-ți arăt eu ție. Fă-l să-i pară rău că s-a pus cu tine. Pavel spune în Efeseni 1, în el am fost aleși și moștenitori ca să slujim de laudă gloriei Lui. Noi cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos. În alte cuvinte, rolul nostru este să fim, să slujim de laudă gloriei Lui. Să fim acea priveliște. Se uite la mine, vrea să vadă cum reacționez? Păi stai că-ți arăt eu. Să-ți pară rău că te-ai pus cu mine, eu nu mă las de Hristos. Dacă asta e răspunsul la suferință. A treia întrebare. Oare prin suferința în care mă aflu, sunt pregătit pentru o lucrare specială pentru a învăța compasiunea față de alții care trec prin suferință? S-ar putea ca o suferință pe care o experimentezi să fie ceva ce să-ți încălzească inima și să știu, să zici, știu cum e, am fost pe acolo. Uite de cum suferă cu tare și cu tare. Pot să-i spun o vorbă bună. Poate că suferința în care mă aflu vrea să mă învețe cum să-mi raportez la alții, mai ales că nu-i așa? Multe lucruri pe care le-am disprețuit s-au întors împotriva mea. Și am știut că acum trec prin ceea ce trec, pentru că atunci când a trecut altul, n-am avut inimă pentru el. Și atunci Duhul Sfânt îți dă ideea, îți dă răspunsul. Învață să ai mai multă compasiune, empatie, drag de cei de lângă tine. O știi. Duhul Sfânt îți răspunde dacă asta este întrebarea pe care trebuie să-ți o pui. Și în cazul acesta, ține mintea deschisă și fă tot ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești. A patra întrebare pe care merită să ne-o punem. Îmi este cumva pusă credința la încercare în suferința în care mă aflu? Oare bătrânea se dă pentru credința mea? Observ că în mintea ta sunt tot felul de întrebări, de îndoieli, simt că-ți alunecă piciorul, ești îngrijorat deja că s-ar putea să alune și să ieși de pe cale. Lupta se dă pentru credința ta? Dacă răspunsul la suferința pe care o resimți este acesta, da? Atunci stai agățat de Dumnezeu,
în ciuda neînțelegerii, în ciuda durerii sau a emoțiilor schimbătoare. Stai agățat de El, de El nu mă las, asta o să treacă. Nu norul este veșnic, cum spune o veche cântare, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă El. Culmea cum mi-au rămas aceste versuri de cântări din copilărie. Pentru că au miez. Iacov spune, frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșit și întregi, fără să vă lipsească nimic. Credința, se dă o luptă pentru credința ta, stai agățat de Dumnezeu în ciuda durerii sau emoțiilor schimbătoare. O a cincea întrebare ce ne-am putea opune. Suferința prin care sunt trecut dorește să-mi dezvolte caracterul? Și iarăși Duhul Sfânt în noi ne spune dacă da sau ba. Pentru că simțim undeva acolo că încă nu suntem la un anumit nivel cu ceva sau cu altceva, cu o trăsătură de caracter sau cu alta. Simțim că acolo mai e de lucrat și Duhul Sfânt îți spune, am o treabă un pic cu trăsătura asta ta. Dacă da, dacă răspunsul este da, descoperă calitățile pe care le poți dezvolta de aici și celebrează-le. Știm că toate lucrurile bune și rele lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ce mai pot învăța din ceea ce sufăr? Și învață ca să treacă. Există și un rău bun, cum bine știm. Răul pe care îl experimentăm poate fi răscumpărat în providența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face ca acel rău să ne facă un bine. La urma urmei, poate fi bine când ni se întâmplă și lucrurile. Dezvoltă calitățile pe care Dumnezeu le intenționează. 6. Este cumva suferința rezultatul firesc al unor consecințe de care nu sunt direct responsabil? Dacă da, nu uita, suferința este parte integrantă și de neevitat în viață. Scapă de mentalitatea că tu ai dreptul la fericire și confort. De unde am dezvoltat-o? Nu ai dreptul la fericire și confort. Suferința a devenit parte integrantă din viață. N-ai niciun drept să nu suferi. Mentalitatea aceasta greșită ne chinuie mai tare. Cum adică? N-am greșit eu. De ce să sufăr eu? Pentru că ăsta este mersul vieții. De multe ori greșelile altora aduc suferința asupra ta. În loc să te revolți, acceptă. Dumnezeu nu conduce universul urmând strict principiul dreptății. Am învățat asta deja din Iov. Așa că acceptă că suferința este parte integrantă și de neevitat și fă tot ce poți ca să-ți găsești echilibrul. Principiul pe care îl găsim la Pavel în 1 Corinteni 7. Erai sclav când ai fost chemat. Este nedrept să fii sclav, nu-i așa? Nu-i corect. N-ai devenit sclav cu voia ta. Ai fost luat după un război. Ai fost luat din datorii. Având prea multe datorii, știu eu. Erai sclav când ai fost chemat. Erai într-o situație. Erai nedreptățit. Nu te neliniști. Însă, dacă poți să ajungi liber, folosește acea ocazie. Suferi pe nedrept din cauza păcatelor altuia? Da. Fă tot ce poți să-ți găsești echilibrul. Și 7. Este suferința datorată unor motive necunoscute și uneori habar n-ai de ce treci prin ceea ce treci. Ei bine, răspunsul este când nu mai știi ce să faci, fă ceea ce știi. Eu știu să cred în El. Atunci mă încred în Dumnezeu că este bun și tot ceea ce face El este bun. Asta știi să faci. Lasă-te pe mâna Lui. Isaia 50:10 spune, cine umblă în întuneric și n-are lumină, cine nu are răspunsul la întrebările lui, cine nu știe din ce motive suferă, de exemplu, cine umblă în întuneric și n-are lumină, ce să facă? Să se încreadă în numele Domnului
și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Așa că, în final, în concluzie, vestea bună a Evangheliei, vestea bună a veștii bune, nu este că dacă ne întoarcem la Dumnezeu, viața ne va fi mai ușoară, ci că El ne va face viața mai bună. În ce sens mai bună? În toate sensurile de mai sus. Dumnezeu îți știe necazul. Nu-ți pierde speranța. El ține frâiele situației în mâini. Și până la urmă, dacă așezi situația dureroasă în care te afli într-o perspectivă mai înaltă, Maica Tereza avea dreptate. Cred că avea dreptate. Spunând din perspectiva cerului, cea mai grea suferință de pe pământ, o viață plină de cele mai atroce torturi, se va dovedi a nu fi mai gravă decât o noapte petrecută într-un hotel inconfortabil. Din perspectiva cerului, cred că cam așa arată suferințele noastre. Cred că durerile de acum merită trecute cu bine pentru bucuria viitoare.